Aproape 500 de locuri de muncă sunt disponibile în această săptămână în județul vecin. Potrivit listei transmise de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Botoșani, cei care se află în căutarea unei slujbe au la dispoziție 492 de opțiuni. Cele mai multe dintre acestea sunt în construcții, industrie textilă și alimentație publică. Pentru majoritatea sunt cerute studii medii, școală generală sau calificare profesională, însă sunt mai puține posturi pentru persoanele care au studii superioare. Cei cu facultate au la dispoziție 30 de locuri de muncă din cele 469, cei cu studii medii 462, cei calificați 401, iar pentru cei necalificați există 91 de opțiuni. Astfel, se cer studii superioare pentru posturile de șef departament, inginer șef, director tehnic, manager, inginer silvic, inginer construcții civile, industriale și agricole, responsabil tehnic cu execuția, inginer mecanic, inginer în industria alimentară, inginer rețele electromagnetice, medic specialist, expert contabil verificator, auditor intern, inspector de specialitate în administrația publică, economist, administrator financiar patrimoniu, instructor educator pentru activități de resocializare, contabil, agent de vânzări sau instructor sau referent resurse umane. Condițiile de angajare, valabilitatea ofertei și informațiile suplimentare despre fiecare loc de muncă în parte se pot obține la sediul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Botoșani sau la punctele de lucru ale AJUFM Botoșani din localitățile Dorohoi, Dărăbani, Săveni și Ștefănești.